Amenzi de peste 20.000 de lei au fost date de inspectorii de muncă din Mehedinți după controle la firmele din județ. De la începutul anului și până în prezent au fost verificați peste 60 de agenți economici. De la nici 2 luni de la începutul anului au apărut nereguli la firmele din județ. Inspectorii de muncă din Mehedinți au efectuat 65 de controale. Aceștia au aplicat sancțiuni în valoare de 26.000 de lei și 3 avertizmente. În urma acțiunilor de conștientizare, Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinți, de la începutul anului, mai exact de pe 4 ianuarie și până în prezent, a efectuat un număr, la Departamentul Relații de Muncă, a efectuat un număr de 65 de controale, constatându-se un număr de 10 deficiențe pentru care au fost dispuse conform legii numărul 108/1999 măsuri de remediere a acestora. Au fost sancționați un număr de 6 angajatori, fiind aplicate un număr de 3 sancțiuni contravenționale, cuantumul amenzilor aplicat fiind de 26.000 de lei și 3 avertizmente scrise. Inspectorii de muncă din Mehedinți vor continua verificările în perioada următoare pentru o bună funcționare în domeniul muncii.